fost? Ce reușit să scoată? Ceva, și de acolo și eu. Nu mi-o mai lăsat, că am fost eu. Nu mi-o mai lăsat un vie. O scos candelabrul ăla? Nu știu. Că n-am. Dar nu știu ce pot fi. Cum e? Asta e biserica la care veneați în fiecare? Și ce să faceți acum? Vreau să fac împrăznicare. Ziceau oamenii că o să faceți, să puneți mână de la mână. Da, ce-i sigur, contribuim, cum am contribuit și până acum. Acum e renovată, terminată, renovare. Când ai spus sau tot cum ați văzut focul? De acasă, am venit pe aici la un kilometru și ceva și am ieșit până afară și am văzut focul. Am fugit de acasă. Erau mari. Era ieșit prin acoperit, dar de apă aici. Așa de mare se vedea? De flacă și fum. De-a. Cum vă numiți? Fidel. Un om al Dumnezeu Sfintuști. Da. Ce să faceți acum? Ce să faci? Da. Când ne zarte casă, șipul se face. Șipul se face. Când ne zarte casa. Asta e casa noastră. Dar știți cumva de la ce a rămas o lumânare aprinsă? Dumnezeu știe, nu știu, ori de la curent electric, ori de la... Na. Aici zis dintr-o duminică, când de duminică nu au fost slujbe. Ei, dar pe noi aproape jumătatea săptămânii.
Na. Domnul părinte era acasă? Nu știu, eu zici, eu nu l-am văzut deloc. Na, nu l-am văzut. Na, și el undeva nenoroșit. Dar cine v-a anunțat? Cine v-a spus? Păi să văd, s-am văzut fum de acasă și auto special pe drum, urlând. Na. Și v-ați gândit că aici? Da, sigur că ne-am gândit, am ne-a dat fete, că am fete pe la Candreani și ne-a dat el vreo zi și știi, tată că ar din biserică. Sfinte Evanghelii, vol 45, cărți de rugăciuni multe, 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 multe de tăi. Erau valoroase? Sigur că valoroase. O carte scrisă de Ion Iejite și în 600 de mii, dar pe... sigur că valoroasă, de mare valoare. Știți, biserica am lucrat-o și am făcut-o cum o vede, ați văzut-o. Uitați făcut-o. Cine v-a anunțat? Am văzut noi fum de pe toate dealurile și am venit, dar pe când am venit noi era oaspet. Era venit spontan. Ce să faceți acolo? Nu știu. Cred că pe vocală, ia, din nou. Dar acum a fost terminat în genul. A fost pictat, a fost curățit, a fost... și părmășani, geamă, pictura, înăuntru scălată, toată pictată de nou. A fost tot pe pânză, pictat pe pânză. Păi și cum o să faceți? O să puneți bani mână de la mână? Păi, cred că așa o facem. Dacă vrem să avem un cult, nu se... nu s-o prea se lăsa lumânări aprinsă, că era făcut afară de tablă și afară se pune o lumânări. Cum vă de bani? Bă, cum vă puteți acum? Se face colecție de bani la toți sătenii, cu ajutorul primării, se face altă biserică. Altă metodă nu este. Ați rămas fără biserică? Da, altă metodă. Mă, se face slujba aici, am prezentat, probabil. Și să face biserica. Era o biserică frumoasă. Foarte frumoasă. A fost renovat acum de un an urmă, pe afară, pe nou, tot. Zugrăvit tot din nou. Era foarte frumoasă. Veneau oamenii din împrejurim la slujbă? Veneau, da, veneau. Din toate părțile. Plus locali de aici. Ce informații aveți până în momentul de față? Deci,
putem să vă facem următoarea precizare. Intervenim pentru lichidarea incendiului izbucnit la Biserica Ortodoxă din localitatea Poiana Stampei, cu 7 autospeciale și un efectiv de 37 pompieri militari. La această acțiune de intervenție avem în sprijin o mașină, o autospecială de la ISU Bistrița și o autospecială de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung Moldovenesc. De asemenea, la fața locului, sub comanda mea, este și grupa operativă. Știți care sunt daunele până în momentul de față? După cum se poate observa, în acest moment incendiul este localizat, se lucrează la lichidare. Cetățenii împreună cu pompierii militari evacuează bunurile care nu au fost afectate de acest incendiu, urmând ca după finalizare să trecem și la cercetarea pentru a stabili cauza probabilă de incendiu. Există o bănuială în ceea ce privește cauza incendiului? În momentul de față nu putem avea nicio bănuială, deci cum v-am precizat, după finalizare vom face cercetările și vom stabili cauza probabilă de incendiu. Îmi ziceți, vă rog, funcția și numele? Colonel Foc, comandant, prima adjunct al inspectorului șef, Isus Suceava. Mulțumesc! După care au sosit lumea, voluntarii și mașina pompierilor. Era ce fi la foc? Era cineva înăuntru, a lăsat ceva aprins? Nu era absolut nimeni înăuntru. Rămâne să vedem cauzele și producerea incendiului stabilite. Ultima slujbă când a avut? Duminică, de la ora 8:30 până la ora 12, când am încheiat Sfânta Liturghie. Ați reușit să salvați ceva? Erau lucruri de valoare? Erau, biserica este din 1883. Existau foarte multe lucruri de valoare, de patrimoniu și nu s-a putut scoate decât câteva din cele din Sfintele Evanghelie și odoare care se folosesc pentru Sfintele Slujbe. Restul au ars? Au ars. Totul a ars. După cum se vede, dacă se mai găsește ceva printre dărâmături, e bine, dacă nu, nu. Carol. Sigur, este candelarul din Sfânta Biserică, care este original de la Carol I. Și nu știm încă dacă a ars sau nu a ars, sau ce s-a întâmplat cu el. Dar unde îl ține? În biserică, chiar în pronaos. Celelalte trei? Sunt. Unul se află în pridvor în Sfânta Biserică, iar unul în Sfântul Altar, dar nu știm încă dacă au ars sau dacă le mai putem folosi. Sunteți preotul? Preotul Șbanca Dragomir Constantin de la parohia Poiana Stampei.
Da. Cum ați aflat că arde biserica? A venit o vecină și mi-a spus, haideți să ajutăm că arde biserica noastră. Și am venit repede, dar nu ne-a dat voie să intrăm. A zis că dacă se deschid ușile, se face aer și se aprinde mai rău. Da. Și astea, cisternile au venit și nu au putut să... Cablurile au fost înghețate, aici a fost cel mai mare frig din toată țara, au fost 20 ceva de grade, au fost aici și apa nu a mers ca lumea și după vreo jumătate de oră a început, nici presiune nu a fost ca lumea, ca așa se întâmplă la noi. Și na, atâta s-a putut să se facă. Când o dat drumul la uși, au intrat oamenii, au scos niște prapuri, niște mese pe acolo, hainele, veșmintele preoților care n-au ars. În rest, nu s-a putut. În altar era dezastru, tot ars și nu puteai de fum să intre acolo. Și asta, ce să vă mai spun, e destul de... A, cam ars tot pe dinăuntru. Da, da. Uitați, deci, ce a rămas, în altar s-o ars tot, iar în biserică au scos numai niște prapuri, niște mese, niște prosoape care au fost toate pline de fum și de funingine și nu... Practic nu se mai pot folosi. Nu se pot folosi nimic, o să strângem bani, o să facem altă biserică, ce putem să spunem? Încă nu era finisată. De-abia o să terminase biserica de renovat, o adusase părintele nostru niște picturi și o pictase așa de frumos și acum trebuie să vină pimenul să sfințească biserica. Și uite că s-a întâmplat treaba asta, zice că nu știm noi, să vă aflați, zice că de la curent. Cum vă numiți? Irimiciuc Elena. Ce ne zici mai rămas? Păi ce este aici afară, atâta s-a putut. Dar nu știu dacă se mai pot recondiționa. Și în rest, chiar vorbeam cu soția preotul până la preoteasă. Deci de la temelie trebuie luat, că vedeți, ei sfinc și între tencuiala din exterior și ce este în interior, lemnul este aprins și arde în continuare. Se udă tot, deci oricum trebuie dărâmată. Și-a costat miliarde, că eu am lucrat aici, adică am lucrat, am tot fost pe parochie și așa, sunt un noriaș mai vechi și câți bani au fost investiți, Dumnezeule, Doamne, ceva, eu am auzit la Vatra Dornei, eram la spital, la policlinică și cearte, mașinile buiau astea de pompierii, biserica, păi toată lumea a mărmurit, că arde o casă, arde, dar nu chiar un locaș. Dar așa, probabil asta. Acum au rămas în oria și fără biserică. Doar atât, când se picta, se făcea, se oficia slujba în prăznicare, este făcut acolo mini-altar, probabil, dar nu știu dacă o să mai aibă din ce, să se facă acolo. Părintele este distrus, tocmai... Două evanghelii care mi-au scos așa de asta. Părintele este distrus pentru că în mai avea nunta cu fiul său, care urma să fie hirotonisit aici preot, vă dați seama. O lovitură bombă, chiar acolo era un... Am înțeles că i s-a făcut rău preotului. Da, păi vroia chiar săracul avea și idei de astfel alte, știți? Îți dai seama să conduci o comunitate și la urmă să vezi că nu mai e nimic. Și cu câtă trudă s-au strâns banii tot. Hai că mai trebuie să plătim pictorii, hai mai facem ceva pentru... mâncare la oamenii ăștia care lucrau acolo, femeile din sat au contribuit și ele cu o masă, cu ceva bani, sau s-a plătit la restaurant, să mai ajutăm cât vrem să prosperăm și să termine odată. Cum vă numiți?